Salut dulăilor și bine v-am regăsit! Mașina de astăzi Passat B6 2007, cred 2008, iar aici avem navigația care este pusă pe mașina. Evident, nu este navigația originală, este ceva care seamănă cu cea originală, dar este departe. Este un Blaupunkt, cel puțin așa scrie pe ea, dar meniul din ea arată execrabil și se mișcă execrabil și funcțiile sunt, n-are rost să vorbim despre ea acum. Ideea este că e un ecran mic, funcționalitate destul de redusă și noi vrem să înlocuim chestia asta cu ceva mișto. Și ca să punem ceva mișto, folosim navigațiile de la T-Ice și din nou o să folosim un CC3 2K. CC3-ul este top la T-Ice, iar 2K înseamnă rezoluția display-ului. Știți că navigațiile de la T-Ice au ecran QLED și asta 2K are și rezoluția mult mai mare decât una tradițională. O să avem o rezoluție foarte mare, detalii foarte bune, calitatea imaginii o să fie perfectă. Toate astea pe un ecran de 10,36 de inci. Mare, cât toată rama asta de aici, o să ne mai rămână doar puțină ramă pe margine și o să avem doar un ecran mare acolo și toate comenzile vor fi de pe volan. Mașina are comenzi pe volan, de aici vor fi toate comenzile și de pe ecranul touch. Nu mai avem butoanele astea, nu ne mai interesează. Dar hai să nu stăm mult de vorbă, că o să dureze foarte mult clipul, pentru că de data asta vreau să vă arăt cum se montează navigația de la 0. Și cum v-am zis, o să vă arăt imediat ce navigație folosim. Este un CC3 2K și în caz de față avem varianta cu 4 GB și 32 GB stocare. 4 GB RAM, 32 GB stocare. Vreau să vă arăt pe spate, că asta e foarte important, cât de bine poate să fie construită. Am mai făcut un clip cu cea de la Ford Focus, care era tot CC3 2K și la fel și asta, finisajele astea cu diamond cut pe colțuri și cu suprafața asta care este metalică pe spate și nu este din plastic, cu toți conectorii ăștia și avem optic, coaxial, toți conectorii ei arată minunat și asta fiind și de 10 inci, mi se pare extraordinar. Deci cât de mare este ecranul ăsta, uitați, am pus amprentele pe ea și deja mă enervează. Ecranul ăsta perfect negru și e foarte subțirică. Bun, acum o lăsăm un pic deoparte, desfacem punga asta care vine cu navigația și nu cu rama. Și înăuntru avem așa, antenă 4G, avem 4G, antenă GPS, avem GPS, încă o antenă 4G, avem una, avem două. Cabluri pentru ea, cu tot ce trebuie, adaptorul pentru cartelă 4G și ce mai fie aici, USB-uri, le punem deoparte. Și aici avem o șurubeniță, la fiecare navigație vine câte o șurubență din asta micuță, că poate voi nu aveți acasă șurubență și o să vă trebuiască imediat. De ce o să ne trebuiască șurubență? Pentru că mai departe avem rama. Asta este rama în care trebuie să băgăm navigația. Pur și simplu o punem pe poziție aici, intră absolut perfect, o întoarcem invers, putem să punem folia asta cu bule ca să nu facem damage și pe spate cu șurubenița avem niște găuri în care putem să punem cele 5 șuruburi, cred, care vin în pachet cu șurubența. Deci le montăm pe astea acum, nu aveți cum să greșiți până aici. Sunt 4 șuruburi, navigația este montată pe ramă și așa arată. Rama dedicată pentru Passat cu navigația de la TIS de 10,36 inci, montată pe ramă, este pregătită. Punem deoparte și asta că nu ne mai trebuie. Cele două șuruburi cu șurubența le lăsăm înăuntru aici în pungă și avem aici și cablajele dedicate pentru Passat. Astea vin separat, vin cu rama, deci alea vin cu navigația, astea vin cu rama. Avem un decodor Cambus, conectica pentru mașină cu conectorii quadlock. Avem două variante, unele mașini au quadlock, unele au sistemul cu 3 conectori. Nouă ne trebuie doar unul din ele și pe ăla îl folosim. Celălalt o să rămână în aer, nu contează, cablurile astea pur și simplu se împart în două și fac același lucru. Avem aici un adaptor pentru USB-ul de fabrică, în caz că mașina are USB de fabrică. Ăsta e adaptorul pentru el și mai avem și un adaptor de antenă radio. Iarăși pentru mașina asta sau pentru cele 3, 4, 5 mașini pentru care este dedicat acest cablaj. Cablajele astea sunt dedicate pentru mai multe mașini, nu doar pentru Passat B6. Același cablaj merge și pe Jetta probabil, și pe Golf 5, și pe Passat B7, pe mai multe modele. Și de-aia avem doi conectori aici și de-aia avem și ăsta opțional pentru USB de fabrică, dacă mașina are USB de fabrică. Cu toate cablajele astea, trebuie să mergem la mașină și să ne apucăm să le montăm. În primul și în primul rând, evident, trebuie să dăm jos navigația veche. Și în cazul ăsta o să folosim ceva de genul ăsta. Asta este o sculă de scos plastice. O să o introducem aici jos, ușurel, cu grijă ca să nu rupem nimic. Și după aia pe margine, până desfacem clipsurile, are clipsuri și jos, și în laterale, și sus. La fel și în partea asta altă. Și deja sus a ieșit. Iar aici avem un conector, dacă este Passat B6, dar se aplică la mai multe mașini, și la Golf 5, și la Jetta, și la altele care chiar dacă au sistemul altfel, cam același este principiul. Aici la Passat avem și indicatorul de airbag, care trebuie să-l deconectăm.
am scos conectorul și avem rama pe care putem să o punem aici. Acum, după cum puteți vedea, aveți 4 șuruburi. 1, 2, 3, 4. Sunt Torx 20. Scoatem șuruburile astea de aici. Le punem bine. Ca un mic secret, nu o să ne mai trebuiască la navigația asta, dar dacă, să zicem că schimbați navigația sau castofon de fabrică cu una ca asta, vă trebuiau șuruburile. După ce am scos șuruburile, eliminăm mizeria asta. Are conectori aici pe spate. Modelul ăsta în mod special are conectori ISO, care merg pe multe castofoane. Are și niște conectori de USB, de antenă radio și GPS. Și avem castofonul în brațe. Ăsta în mod special e un castofon care înlocuiește unitatea de fabrică. Și atunci folosește și GPS-ul de fabrică, folosește și microfonul mașinii, etc. Noi o să punem ceva aftermarket cu antena noastră de GPS, antena noastră 4G și microfonul nostru aftermarket. Acum o să eliminăm și cablurile lui, că ăsta e tot un adaptor, adică ăsta, nu ne mai trebuie. Și mai avem aici încă un adaptor, cred că de la GPS este ăsta. Și pe ăsta îl eliminăm. Și avem și un USB pe care trebuie să îl identificăm, să vedem unde se duce, dar o să-l eliminăm și pe ăsta. Și acum ne apucăm să montăm cablajele noastre pentru navigația noastră. În primul rând avem conectorul principal, care este quadlock, și folosim pe cel quadlock de aici. Ăsta de aici va rămâne în aer, nu ne trebuie. Iar aici, aici o să conectăm acest decodor CAN bus. Și cam asta ar fi cu ăsta principal. După aia avem o antenă GPS, avem o antenă 5G și avem o antenă 4G. Toate cele trei antene trebuie să le lipim undeva în mașină și o să le lipim undeva aici în spate. O să ștergem cu o cârpă, le lipim și scoatem toți trei conectorii în fața aici ca să-i avem pregătiți pentru navigație. Toate cele trei antene, GPS, 4G și 5G, conectăm și antena radio acum. Adaptorul ăsta care a venit în pachet. Și după aia mai avem așa, conectorul pentru camera mașalier, pe care o să o montăm tot astăzi, dar nu vă mai arătăm și vouă, asta este separat. Avem după aia un USB, USB 1, USB 2 și 3, încă un conector. Și aici avem adaptorul pentru cartela SIM. În ăsta se bagă cartela SIM ca să putem să folosim 4G, da? Toate astea, USB-urile, cele 3 USB-uri și adaptorul ăsta, o să le tragem în torpedou și după aia o să vină conectorul aici. Facem asta acum și vă arătăm după aia, după ce tragem și firele astea și le avem aici, cum montăm navigația pe poziție. După cum puteți vedea, s-a creat haos aici deja. Avem toate cablajele trase în afară de cel de la cameră. Pentru că o să lăsăm conectorul ăsta alb să-l conectăm în navigație ultima oară. Le conectăm pe toate și punem navigația. Iar capătul celălalt o să intre în cablul care se duce până în spate, cel de 5 metri, se duce la cameră și nu le avem pe niciunul din ele, așa că ăsta lăsăm aici pe scaun. Și în momentul când o să venim cu cablul din spate prin torpedou, pe lângă torpedou pe aici, până la navigație în gaura asta aici, atunci o să conectăm și ăsta și putem să punem navigația. Avem toate antenele montate și aici în torpedou, după cum puteți vedea, cum am zis, avem 3 USB-uri și adaptorul ăsta pentru cartela SIM. Ăsta putem să-l închidem, le avem trase aici și a rămas să montăm camera și să punem la lor navigația. După ce tragem firul de la cameră, vi-l arătăm și pe ăla și atunci cu voi împreună o să pun capacul aici. Dar mai întâi ne ocupăm de cameră, trebuie neapărat să montăm și pe aia și după ce montăm navigația o să și vorbim un pic despre ea. Înainte să montăm navigația nouă, e foarte important să căutăm aici conectorul de la passenger airbag, de la chestia care era pe rama veche, pe care o scoateți de pe ramă. Conectați ăsta, că altfel o să aveți eroare în bord. Și ăsta e un sfat gratuit. Trebuie să-l ascundeți undeva aici, nu contează unde, putem să lăsăm și în spate, că nu are nicio relevanță, dar trebuie neapărat conectat. L-am scos de pe rama veche, da? Era aici, are doar două cleme, l-am scos și l-am pus acolo. Deci altfel sigur o să aveți eroare în bord de airbag. Așa că de pe ramă l-am scos, l-am pus acolo, l-am ascuns, este ok. Și încă o chestie, de pe rama veche trebuie să scoateți cele patru cleme, are două aici și două aici. Acum noi l-am scos deja și le-am pus pe rama nouă, le vedeți? Una, două,
3 și 4. Le-am montat aici clemele metalice ca cea nouă să se clipseze cu clemele de fabrică în locurile de fabrică. Ea nu mai are șuruburi cum avea cealaltă. Cele 4 șuruburi, v-am zis, nu le mai punem pentru că nu avem cum, pentru că asta este de 10 inci, aia veche era de 7 inci. Și atunci nu mai avem cum să punem șuruburi, asta vine prinsă doar în cleme. Dar stă foarte bine pentru că acele cleme metalice sunt foarte puternice, plus că mai are și clemele astea de plastic sus aici, deci nu are cum să se miște. Odată ce am clipsat acolo, rămâne clipsată. Acum o să ne apucăm cablu cu cablu să le conectăm și să nu uităm absolut nimic, e foarte important să conectăm tot. De obicei mie îmi place să încep cu cablurile cele mai lungi și după aia să mă chinui cu alea scurte. Partea bună la TI's este că pe antene scrie și ce nație sunt. De exemplu, pe asta scrie, dacă vă uitați aici, scrie 4G. Asta e un plus foarte mare, pentru că numai este uit să vezi unde am pus antena, care e antena, care e cablu. Pur și simplu scrie pe ele și ne ducem direct unde scrie pe spatele navigației 4G. Înfiletăm acolo conectorul. Uite jos pe ulița, șuruburi. După ce am conectat toate firele, doar căutăm poziția, să vină clipsurile pe poziția lor și când suntem siguri că este acolo, pur și simplu o împingem din toate părțile ca să clipseze toate cele 4 și cu 2, 6 clipsuri și navigația este montată în bord la Passat B6, ecran de 10,36 de inci. Spuneți-mi voi cum arată cu griul ăsta care arată ca cel de fabrică. Aici avem un capac care se poate scoate și la unele mașini aici este butonul de avarii. Puteți să scoatem capacul ăsta, punem butonul de avarii. Dacă nu avem butonul de avarii aici, îl avem sus aici. Aici avem un căpăcel, așa vine rama aftermarket din fabrică în pachet. Și așa arată navigația montată pe mașină. Acum că navigația e montată, mai avem puțin la camera de mașalier ca să terminăm de montat, ca să vă arătăm și camera cum se vede și o să umblăm un pic și în meniu să vă arăt ce opțiuni avem pe această navigație de la TI's CC3 2K cu ecran QLED 2K, 2000x1000 și mult, nu știu, rezoluție foarte mare, dar o să vedeți imediat cât de bine se vede rezoluția aia pe acest ecran imens. Navigația este instalată, uitați-vă cum arată în bord, v-am arătat și mai devreme și acum o să-i punem contactul. Între timp am reușit să legăm și camera mașalier. Am pus contactul, acolo avem hărțile, se încarcă acum că e prima oară, dar ați văzut cât de repede se aprinde. Avem aici varianta de 4 GB cu 32 CC3 2K. Ecranul ăsta 2K este excepțional, deci eu o să vreau să filmez, să vă arăt cât de bine poate să se vadă și uitați cât de bine se mișcă. Da? 4 GB. Perfect se mișcă, e foarte bine optimizată și în momentul ăsta o să vreau să intru la setări să văd în sistem, la device info, nu aici. Avem și 4G la ea, cum am zis. Avem versiunea de Android este 10. CPU info, avem un octa-core cu 4 GB memorie RAM și 32 GB memorie de stocare. Deci exact cum v-am zis eu, este un octa-core cu 4 GB 32. Este o variantă mid, dar pe partea de display este top. Este cea mai top. Este cea cu ecran QLED și rezoluție extraordinar de mare. Totul se vede perfect. Dacă aș băga un videoclip acum 4K, nu se vede 4K, evident că e 2K, dar se apropie cel mai bine. Bun, hai să vorbim acum despre ce găsim în ea. Avem acolo auxiliar, nu ne interesează, Bluetooth, ca să vorbim la telefon de pe navigație. Avem Bluetooth Music, avem calculator, CamRack. CamRack la navigația asta înseamnă asta. Putem să vedem
camera din spate. O să rup pe aici acum să trag un pic de ea, să vedeți că acum nu vedeți decât tavanul. Lasă un pic haionul. Camera de mașalier. Putem să o vedem. Acum are folia, hai să scoatem și folia. Așa. Putem să folosim camera de mașalier ca să filmăm cu ea. În momentul când nu suntem în mașalier, este în parc mașina, da? Putem să apăsăm pe registrare și înregistrează. Acolo ne spune că nu are card și de aia nu înregistrează, dar v-am zis, putem să intrăm în ea. Putem să schimbăm și astea pe aici, să avem camera tot timpul, camera mașalier, să fie pe ecranul principal. Bun, avem aici CarLink 2.0, știți ce înseamnă, CarPlay și Android Auto, wireless, merge perfect, nu avem probleme, totul este ok, avem Chrome, avem control. De aici putem să setăm comenzile pe volan. Nu este cazul, pentru că la mașina asta comenzile de volan intră automat prin CAN. Adică dacă păsăm aici, putem să lucrăm la volum, sus și jos. Și dacă închidem portiera asta, tot prin CAN, ne arată și care portiere sunt deschise. Cele două de pe dreapta și cea de la șofer, plus portbagajul. Sunt galbene, asta înseamnă că sunt deschise. DVR-ul este pentru cameră, dacă aveți cameră de trafic în parbriz. Egalizatorul pe foarte multe benzi, 27, dacă nu mă înșel, nu le mai număr acum. Foarte multe setări, putem să ne jucăm foarte bine la muzică, de la 20 de Hz până la 20K Hz, adică 20.000, putem să reglăm muzica cum vrem. Și la un sistem stock, de exemplu, cum e ăsta, pe mașina asta ne ajută foarte mult să scoatem anumite frecvențe care difuzoarele de fabrică nu poate să le reproducă și atunci muzica se aude urât. Avem foarte multe setări, stereo, bass enhancement, field, sound filter. Nu intrăm acum în ele, dar sunt foarte multe setări pe partea de sunet. DSP-ul integrat este extraordinar de drăguț și mergem mai departe la fan control. Vi l-am arătat pe ăsta odată, este minunată grafica asta. Putem să-i dăm pe manual mode. Și pornește ventilatorul ăsta, care aici este o grafică, un videoclip, dar în spate chiar pornește ventilatorul. Nu ne interesează, lăsăm pe auto, pentru că el știe că în momentul când ajunge la 65 de grade, dacă nu mă înșel, dacă se încălzește foarte tare bordul afară, sunt 30 de grade, e vară, știți că în mașină se fac mult mai multe grade, ventilatorul din spate pornește singur și răcește navigația ca să nu aveți probleme cu ea. O navigație care are răcire corectă o se miște mai bine și sunt mai puține riscuri să se întâmple ceva cu ea. Avem File Manager, de unde putem să căutăm fișele din navigație și avem aici TIS Photo, e ceva de la o aplicație, nu intrăm în detalii, Gallery, unde putem să vedem poze și filmulețe, avem acolo Google-ul, avem Google Maps, avem Music Player, unde putem să ascultăm muzică, dacă păgăm muzică pe stick, de exemplu, acolo în Torpedo, și Play Store, evident, avem Play Store, băgăm contul de Gmail și în momentul ăla putem să instalăm ce aplicații vrem noi pe această navigație. După aia avem radio, setările și aici sunt niște aplicații de la TIS care nu ne interesează, Time Display, Touch Assistant, TPMS, înseamnă senzor, puteți cumpărați tot de la TIS senzori de presiune anvelope pe care îi montați pe valvele voastre de la anvelope și după aia în navigație wireless o să aveți informații despre presiunea din pneuri. Foarte mișto, adică dacă chiar vă interesează treaba asta și mașina nu are, mașina mai veche, puteți să adăugați opțiunea asta care e pe mașinile noi de foarte mult timp. Vehicle settings nu ne interesează, video player aici putem să vedem videoclipuri, voice search, Yandex Navi este o navigație rusească și YouTube. Astea sunt aplicațiile care vin preinstalate, voi puteți să instalați orice aplicație vreți dacă intrați în Play Store și vă băgați contul de Gmail, instalați Waze, Spotify și ce mai folosiți voi. Aici la Vehicle Settings ne arată niște chestii pe care le ia din comunicarea cu CAN-ul, nu ne interesează. Căutam în mod special TIS Vision, să vă arăt, v-am arătat odată la Ford-ul ăla, dar vă mai arăt odată și la Passat-ul ăsta. În TIS Vision aici puteți să modificați anumite chestii. Intrăm la setări și putem să schimbăm tema asta. Asta apare pe ecranul principal, dacă o setați voi, o mașină, mașina asta. Și puteți să setați altă temă. Dacă mai țineți minte, v-am arătat că pe Ford-ul soției mele am pus tema cu Moș Crăciun. E pasionată de Crăciun și se pare că singura temă care e diferită, nu schimbă doar culoarea, este cea de Crăciun. Și pe asta am folosit-o noi pe mașina respectivă. Acum o să vreau să ies de aici și vreau să ne mai uităm o dată la teme. Intrăm la setări. Avem trei teme, albastru, mov și galben. După aia avem vehicul, căruia putem să-i schimbăm culoarea, să-l facem câteva culori. Avem license plate. Putem să alegem de aici un stil de plăcuțe de matriculare, da? Avem UK, Europa, Rusia, China și avem și do it yourself picture, adică aici puteți să încărcați voi o poză și să vă puneți ce plăcuțe de matriculare vreți voi. Dacă vreți, de exemplu, de Europa, o puneți așa și puneți Constanța. Hai să vedem, Constanța 01
D, L. E foarte greu să lucrez cu mâna stângă. D, L, W. Și avem numărul de matriculare pe care vrem noi să-l avem. Dar v-am zis, puteți să faceți singuri în calculator, într-un Paint, în ceva, o poză cu numărul exact pe care l-aveți voi pe mașină. Ieșim de aici, la speed unit alegem între kilometri și mile pe oră, pentru că ați văzut că avem și viteza aici sus în colț în stânga. Ce mai aveam la setări? Nu mai avem nimic. Aici vedem mașina în 360, putem să o rotim. Uitați-vă cât de bine se mișcă. Nu are pic de lag. Ha? Nu se blochează. Ieșim și de acolo și o să băgăm și mașina puțin în mașalier ca să vedeți camera pe tot ecranul. Ia uitați cât de bine poate să vadă camera asta. Este senzor Sony AHD 170 de grade. Extraordinar se vede în spate. Merg și senzorii mașinii. Și cam asta a fost navigația de la TI's CC3 2K de 10,36 de inci. Este o bijuterie pe mașina asta față de ce avea mașina înainte. Este ceva de la cer la pământ. Dacă vă place navigația, întrebați-ne în comentarii ce vreți să ne întrebați, fără nicio problemă, vă răspundem la comentarii. Dacă v-a plăcut clipul, lăsați un like și dacă nu sunteți abonați, dați acolo pe abonare jos. Și până pe data viitoare, baftă duleilor!